Vremea călduroasă pentru această perioadă a făcut ca argeșenii să înceapă de vreme curățenia de primăvară. Au ales să incendieze resturile vegetale, iar această procedură s-a dovedit a fi una neinspirată. Pompierii argeșeni au intervenit pentru localizarea și lichidarea a 10 incendii, în care au ars vegetație uscată, diziere de pădure, dar și deșeuri menajere. În urma izbucnirii acestora a fost afectată o suprafață totală de teren de aproximativ 24.000 de metri pătrați. Incendiile au fost înregistrate în următoarele localități. Călinești, aproximativ 1700 metri pătrați. Câmp aproximativ 50 metri pătrați. Bascov, unde ars vegetația uscată pe o suprafață de teren de aproximativ 3200 metri pătrați, alături de circa 5000 metri pătrați lizieră de pădure. Totodată, echipajele de intervenție au acționat pentru lichidarea unui incendiu în care ars o cantitate de circa 200 kg de șeuri menajere. Negraș, aproximativ 1000 metri pătrați. Recea, aproximativ 2000 metri pătrați. Rișani, aproximativ 10.000 m pătrați, Schitul Golești, de aproximativ 100 m pătrați, Hârșești, aproximativ 1.000 m pătrați. Inspectoratul pentru situații de urgență reamintește că incendierea miriștilor este interzisă și pot exista consecințe contravenționale. Constituie contravenții și se sancționează cu amende de la 1.000 lei la 2.500 lei următoarele fapte. Arderea resturilor vegetale, gunoielor, deșeurilor și altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți. Amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis, în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți.